Următoarea chestie o, o numește penalizarea unor piețe. Unor tipuri de piață. Cine Eu aș zice de piață. că aici este, de fapt, organizarea. Nu știu cum să zic. E, e bazin pot... point-ul ăla care n-am înțeles Nu, din nu, din... nu, a, nu e, e altă Da, e greu de zis cum să o numim. Hai să povestim despre ea. Ia. Poate ne scrieți în comentarii cum ar trebui să se numească. Repet că. Acest carte nu a fost încă tradusă în română. Deci, ce zice el? Guvernul poate să interzică, să pune și interzice tot felul de lucruri. De exemplu, lanțuri de magazine, extinderea unor lanțuri de magazine în anumite zone sau dă legi împotriva alora care vând din uh, orbagaj. Da? Și nu zic. Hai să presupunem că ea vindeau cu chitanță. Da? Că în Statele Unite conceptul de chitanță e ceva mai lax. Dar hai să presupunem că vindeau chitanță și încasau sales tax. Da? Poate să interzic oricum. De ce? Nu sunt într-o zonă acceptată sau nu. Motive. motive. Statul, că birocratul A, găsește calitate, motive. De Vinde pește de unde la... În Că ți închide magazinele la anumite ore. De exemplu, era, Asta era legea, proiectul de lege discutat de Ciolacu, acum nu știu cât. Un e, puțin timp, nu. Mult prea puțin timp în urmă, deci da, zile. în care să se deschidă, să se închidă supermarketurile la orele pe care le visa Măria sa. În cretinea stângiști de pe lângă el și ăia, Ciolacu nu da? Pe care mai mult... bun simțența, simț. Da, își dă seama da. că și el. Acum sunt tinerii școliți la Paris Deci ideea subcapitolului ăsta ar fi că Tu poți să ai diverse manifestări ale pieței Poți să ai uh, dimensiuni din astea Uite, ți deschizi noaptea, te extinzi în tot felul de părți Vinzi pe sub mână treaba ta Uh, și să bagă în, în, în felurile, felurile, de business, de fapt. Ele nu sunt piețe. să sunt tot o formă de, de limitare a mă libertății de antreprenoriat. Tu poți să încerci să vinzi să mâini și nu, n-aveți. Poate. De trebuie să te speli pe te speli, speli pămâni, să nu urdești strada. O altă formă de gen de restricție de asta ar fi impoziturile aplicate asupra corporațiilor, asupra veniturilor corporațiilor. Uh -huh. sau, sau cum era legea propusă nu mai știu de cine, cred că de data asta de tândală de la Aur. Dacă pe cale de la PSD o vrea pasta cu reglementarea orelor de funcționare, tândală de la or vrea impozite pe veniturile companiilor mari. Da? Așa ajung. discutăm. Mari ce înseamnă pă cifră de afaceri, nu știu ce, sau multinațională, sau ceva. Și pe venit, nu pe profit, pe venit. Păi poate e pe pierdere. Dar și acum mai venit cu de-asta. se sună naționalist, asta e, e un public din asta în care da, e aia ai, aia din, da, trebuie aia, aia. taxați, ăștia exportă profiturile, când profituri, am mai zis-o, da, zici <fie> că trăim în buclă uneori. Deci el face un profit, nu fură, face un profit. Cumva lumea și imaginează că profitul ăla e pe spinarea oamenilor. Da, n-a zis lumea, so what? Păi, stai că își da. duce So what? what? Păi stai că te-ai dus cu familia la... Și Și <laughs> ce da? M-am <laughs> răspunsul lor, bine, și așa și sunt lași și socialiști, victimele pe care <laughs> n-a, doar libertarii încearcă să-i apere, stai puțin că n-am exportat, tot am exportat <laughs> jumatea, am mai lăsat la soacră mea, nu știu ce, Discuția are loc în paradigma lui socialistă, știi, uh -huh. al lui Ciolacu și... Că răspunsul trebuie să fie soat Și ce dacă m-am dus? Sau mai, Așa rom vrut, sau mai zi, românește, <laughs> ești rudă cu Dabija? <laughs> da, ești rudă cu Dabija. și uh, care e efectul? Păi, cine e penalizat aici? Concurența. Concurența. să reduce concurența. Ce se întâmplă când se reduce concurența? Apare o poziție de tip monopol. Oh. Sau se consolidează într-o poziție în, în acea direcție. Adică, eventual, faci cartel. Faci și, niște cartel. Și ca să apuc să zic ce îmi venea no. de la Mises uh, acum câteva. Uh, dar, ideea e așa. Rezultatul final este că se alocă mai mulți bani în procese mai puțin eficiente. Toată lumea are de pierdut în cazul ăsta. Inclusiv ăia care vor să conserve, natura, tot la fel au de pierdut. Toți au de pierdut. Pe chestia asta. Nu doar consumatorii, nu doar toți. Pe termen lung, toți. Mă rog, eu văd. Nu era da, încălzirea globală atunci la modă. Dar probabil era poluare. Era poluare. O idee că. Da, da încălzirea globală e mult mai perversă, știi. Hmm. Te salvează. Salvează. Da, funcționează, viitoare. Vorbește el aici și de chestia, asta ajungem la. Reversul. Da, mai departe. A, reversul legile antitrust. Da. Reversul la penalizările astea de piață sunt a, v-ați vândut unii la alții merger and acquisition, nu. Trust, rupem monopolul, privat. Când, de fapt, sunt o formă de de business. Pe care niște oameni au ales să o facă, se bagă statul, de ce ați făcut chestia asta? Treaba noastră. What? Dacă ați ajuns până aici și încă nu v-ați uitat la episodul greu cu prețurile, de când discutam uh, problema asta la cartea lui Henry Hazlitt Economia într o lecție, da? Puneți pauză acum, nu ne supărăm, puneți pauză, mergeți căutați videoclipul și spune episodul greu cu prețurile. Vorbim o șumă de oră. Nu. Nu! Cred că, cred că vreo trei sferturi de oră numai despre monopol. A. Și despre cartel, și despre legile antitrust, și îi facem și istoria lor acolo. Episodul e ceva mai lung. Bine, eu -a. cred că cine am mai văzut câteva emisiuni, Deja înțelege că monopolul e făcut de stat. Adică ei zic trebuie să -i rupem pe ăștia că altfel rămâne una singură. Păi cum Dumnezeu rămâne una singură? Și dacă te uiți mai departe, faci ca copiii mici, de ce, de ce, de ce, de ce, vezi, păi asta rămâne singur din cauza că alții nu poate să intre de la reglementări, de la limite, taxe, tot felul de da, de -astea. Ideea este că vine, un, vine cât un prostovan câteodată și zice, Văd da, cum să facă piața, cum să stăpânească piața liberă monopol. Vine vorba de legile antitrust, da? Și legile antitrust sunt bune că se luptă statul cu monopolul, mă înțelegi? Deci, dacă nu s-ar lupta statul, ai de capul meu ce de monopol am avea, nu poți să mai mergi pe nicăieri de atâta monopol cât s-ar părsa ar peste ar fi toate drumurile. S-ar <laughs> eh. <laughs> eh. mulți... <laughs> Ei, și ca să rezolvăm incapacitatea Dacă asta de imaginație, ca să, nu, ca să nu fiu mai dur decât ar trebui, da? Deși mm. meriți mai mult. ca să rezolvăm incapacitatea asta, pune tu mâna, da? Du-te vezi episodul ăla, vorbim acolo, ți zis, o oră, despre, trei sferturi de oră despre monopol. Numai despre monopol și carterul și cum ar fi să fie pe piața liberă. Da nu e. mai repet, acum uite, am vorbit și în episodul uite dacă trecut. Dacă ai o dată mafiotă care are o regiune, ai zice că e stat, nu? Dacă, dacă se controlează, se face definiția statului. Un provider. Dacă face agresiuni, da. Păi nu, am zis că e monopolie. Și, și institu, da. Dacă și instituie, pe păi, ce e stat un monopol asupra inițierii forței pe un domeniu geografic? poza asta e coza noastră. Să controlează toată Oltenia. Ai zice că e stat. Da. Adică nu mai da. ales provider dacă controlează și nici, dacă măcar, ai două bună, păi? și nici măcar nu se luptă cu poliția, dacă ai două, e tot mai bine decât unul singur. Adică, no. situația în care... Dacă vezi, nu conlucrează, că atunci să nu... Dacă, dacă Ei, nu dacă zis, conlucrează, zis. sunt aceiași chestii. Sunt aceiași chestii, da. Eu știu o citat a, din dacă niște nu... mafioți care au zis că, păi, noi nu respectăm statul pentru că noi suntem statul. <laughs> A, ah, da, ăsta nu se contrazice când spune că ai mai multe monopoluri, că sunt de sectoare, nu? Da. Când ai două monopoluri, ca da, ar fi. Da. Concurență între monopoluri. Prețul de basing point ăla. Da, eu n-am înțeles asta. Uh, stai, înainte de astea, aș mai uh, zice doar atâta, că în cartea asta, la un moment dat, el citează din uh, Isabel Patterson, care e o persoană care mie îmi place foarte mult, în care ea, efectiv, făcea discuția despre legea antitrust, care a fost împotriva lui Standard Oil, că toată lumea a auzit de Standard Oil, așa că hai să zici că și să zici, zice și Rodbar, ce zicea doamna respectivă despre povestea lui Standard Oil. Spune în felul următor că Standard Oil nu a restricționat schimbul, că una dintre lucrurile scrise foarte prost în legea antitrust, e asta că conspir ca să restricționezi schimbul. Bar face mișto de treaba asta, păi dacă nu vrei să schimbi, ce înseamnă chestia asta? Înseamnă ce vrea orice birocrat care vrea să-și bagă picioarele să folosească legea împotriva cuiva. Dacă tu nu faci 10 mașini, faci doar 5, de ce n-ai făcut 10? Restricționezi schimbul. Dacă nu lucrezi în overtime, de ce n-ai lucrat? Dacă nu bagi, în loc să bagi două, trei schimburi, bagi doar două la fabrică. Păi, ai restricționat schimbul. cum aș așa păra restricționa asta schimbului? <laughs> da, chiar facem niște răpărat aici. Uh, tu în i pe cei mici, oh, tu oh. bani, producție mică. Înțelegi? O piață de atomistă competitivă uh -huh. cu multe firme mici era mai mare, mai devreme acasă și mai ieftină, știi? Dar tu monopolezi rupându-i pe acolo, oh, însă, în sensul ăsta. Așa e așa. așa. Sunt mai puține, mai puține daci. Mai puține. Da, numai că aici se referă la activități specifice de a restricționa schimbul. Adică. -au, păi au da, trecut. și asta! Și asta, păi avem, asta nu aia. Dacă aveai 10.000 de rafinerii asta sau de asta, erau mai multe schimburi. Dar tu, așa, picălos, ai 1.000 de schimburi. Prețul ce vrei tu? Da, dar ei se referă la activități pe care le faci tu, reprimându-te pe tine de a mai schimba. Păi nu restricționezi bine. schimbul tău, nu restricționezi schimbul de pe piață, tu restricționezi schimbul tău astfel încât să crească prețurile. Asta este acuza. Da, păi da, în uh, interpretarea lor asta e. E rău. Că tu restrângi, bine, răzbat, Cum că am făcut uh, un milion da, de mașini da. și ăla ar zice, tatistul, păi nu. Se făceau 10 să te, mm. obții, te obții tu. Da. <laughs> da. Uh, e el. Pune în la și doamna Patterson, ziceam, spunea că standardul oil nu a restricționat schimbul și a mers până la cap pământului să găsească piață să vândă. Da. Yeah. se n a n-a răspuns. Or, chiar dacă ar fi mers până la capăt pământului, tot era. Tot praf, de, da, de sub da. pământ da. a încercat? Tot Vine exact. socialistul și zice da sub pământ a încercat? sau găsește-o o, o clasă de Nu, ideea e că întotdeauna Păi prin definiție nu trebuie să mergi până nu știu unde știi, la capătul univers. Prin definiție tu îl restrângi. Guvernele, cu? spune doamna Piatra, să nu pot restabili competiția sau a o asigura. Guvernul în sine reprezintă un monopol. Am zis mai devreme, monopol uh -huh. asupra inițierii violenței pe un teritoriu dat. Uh -huh. Tot ce pot face... Cu aceste unelte pe care le au guvernul, este să impună restricții care pot deriva ele însele într-un monopol. Atunci când merg atât de departe cu restricțiile alea încât individul trebuie să ceară permisiunea de la stat ca să înceapă o activitate de producție. Asta este esența unei societăți etatiste. Reversul. În uh, reversul acestor legi este că politicienii noaptea ca hoții sau au, au uh, reușit să treacă fără ca lumea să-și dea seama o lege în care era, a devenit imposibil pentru cetățean să știe dinainte dacă o încalcă sau nu prin eforturile sale productive. Asta este legea antitrust pe care o laudă unii. E o lege făcută așa cum spunea Ayn Rand și am mai citit o altă dată, ca să creeze, nu ca să facă pună ordine, ci ca să creeze nelegiuiți. Critica e că deci dacă noi n-aveam lanțurile astea care vor fi, nu știu ce, ăștia românii făceau mai mult. Mai mult roșii, mai mult orice. Deci de ce nu le-au făcut? Asta mă întreb și eu. Asta tot întrebăm, da. Le-au făcut, dar De ce nu fac? nu poți să ia prețul corect de și trebuie să primească o E. 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 Prea evident deja. Dacă nu. Cum, cum era vorba aia? Dacă Poti... nu merge, subvenționează. Dacă merge, taxează. Putei, da, poți să. Pe care ai asigurat de Vale atunci că i-a subvenționat. Deși e de văzut cât de mult a contat asta i-a dat, nu știu cât, de milioane de euro ca o flanță și, și asta, dacă are o greutate atât de mare, știi, în în Te Vrei să te gândești la asta cu Basing Price? Deci, nu am înțeles. Știi care e ideea? Că n-ai voie să vin. Cred că e... valia a înțeles. <laughs> de asta m-am bazat și să trece bari. Deci eu înțeleg că o firmă și ce înțeleg până în alta? O firmă poate să-și facă niște prețuri ca să-și egalizeze niște costuri dintr-o zonă într-altă. Și le să... mută, nu le egalizează. Păi, și le mută. Uh, ideea... Păi, de deci și le mută ca să poată să susțină și acolo firma. Ideea, ideea e așa. Asta sună foarte mult, deci noi uh. o știm, în, în cum spunem, contextul de multinaționale, da? Poate să existe și în felul următor. Tu ai uh, un lanț de transport foarte lung de la producție, da? să zicem că uh, la rafineria Petrobras se fac uh, cizme de cauciuc. Da? Cizmele astea de cauciuc sunt foarte utile în Maramureș, unde plouă și sunt drumurile desfundate și așa. Dacă să muți totul de, ca să mușc cizmele astea de la Petrobras până Maramureș, pentru că nu poți să le vâri într-o catapultă și să le trimiți direct, e mai complicat. Cu trenul durează un secol și pe drumuri încă nu avem autostrăzi. Costă. Ideea e că costă. Da? Hmm. Și atunci tu deschis deschizi o sucursală în, în Maramureș da? și ca sucursala aia să nu fie pe pierdere, muți o parte din costurile de transfer prin prețuri de transfer între cele două sucursale care sunt parte a aceeași firme mamă, da? muți, folosești prețuri de transfer care sunt în pierdere față de costurile de transport. Adică, practic, în loc să ai toate costurile de transport și să le transfere asupra clientului final, păstrezi o parte pe rafineria rafinăria Petrobras care mai face și alte produse și poate să absoarbă aceste costuri și să iasă pe profit overall. Ai nu ești pe profit în, că, în Maramureș cu aia că nu te costă atât de mult ca și cum le aduce de la Petrobras, Că aia ți le vând mai puțin. Este o chestie Exact, asta da, e o chestie da. contabilă ziceai, internă, unde pui, și statul nu te lasă să o faci. aveai de transfer și mai de... Păi nu, astea sunt. Alea de transfer, la alea de transfer e problema. Ce deci, alea unde le muți? Le... Costurile cu, cu costurile de logistică le dai astfel încât să le absoarbă uh, Petrobras. Firma care face, Firma care mai mult face mai multe lucruri ce cine putea să le absorbe? Altfel ar trebui să le absoarbă firma din, era pe din pierde. Maramure Ea și ar, fi pierde. fost, și ar fi, fi, și, ar fi, și ar fi avut prețuri, dacă vreau să vândă, ar fi trebuit să vândă în pierdere. Și atunci ar fi fost prețuri de dumping da. și să rea, iară de curând în sus guvernul. cei da. Deci, ce deci să... Deci tu să faci niște? Deci în Maramureș. Dar nu contează am Eu nești. când iese, când iese perechea de cizme, de pe poarta fabricii, costă 5 lei. Până ajunge în Maramureș cum am pachetat o cu alte cizme, cu nu știu ce, costă 7 lei, mm. cu benzină și alte chestii, da? Mm. În Maramureș eu pot să o vând cu 6 lei jumate. Dacă absorb toate costurile de transfer ăștia 2 lei, dacă îi absorb pe firma care vinde uh, pe... care vinde cisme în Maramureș, eu nu pot să le vând cu 6 lei jumate că vine guvernul și îmi spune că, le, că fac dumping. Și atunci eu trebuie să transfer o parte din ăștia 2 lei înapoi în gestiunea lui Petrobras, ca eu să zic că le încar mă încarc cu 6 lei costul. Uh -huh cizmei de a ajunge în Maramureș ca să poți să o vând cu șase lei jumate cât să vinde pe piață. Mă rog, nu e complicat. Ideea e că absorbi tu treaba ta ce faci dintr-o firmă și absorbi unde unde, unde ți-e mai bine contabil, absorbi tu cu costurile, de treaba ta internă de firmă. De și dacă statul le treci vine... la asta mama ai voie să... Da, da. asta este ce nu-ți dă voie statul. Să nu... le treci la asta mama? Da. da. Pentru că dacă nu le-aș trece, ar trebui să le vând cu mai mult de șapte lei sau dacă vreau să le vând neapărat cu șase lei jumate cât e prețul pieții, Chire fac totul. dumping. Da. Zice de ce le vin sub... Zice că le vin sub preț și sub cost. cost. Și așa da. ai avea voie, nu? Și așa aș avea voie. Ia. Adică e, e oarecum, e un răspuns la o... Dacă nu faci chestia asta, ia mai ziota. hai să zicem că nu faci artificiul Deci le vindeau o în... Deci în Maramureș să vând cu șase lei jumate. Asta e prețul dă mai mult. Da. da. Să zicem că e cererea inelastică la 6 lei jumate. Da? Nu. Și nu mai vine. Ăștia nu dau mai mult. Costurile tale sunt șapte. Costurile tale ca să aduci cizmele în Maramureș sunt șapte lei. Aha. Tu nu poți să le vinzi cu șapte lei că nu ți le cumpără nimeni. Dar statul nu te lasă să le vinzi cu 6 lei jumate că zice că faci dumping. că vede costurile tale de șapte lei. A, că vin sub costurile de... Da, exact. Asta înseamnă dumping? Nu simplu preț mic? Preț, Sau preț, și asta? Sub, și asta. preț sub costurile de producție. Da. Eu cred că înseamnă și preț mic. Mă rog. E folosit, a, folos, greșit. Folosirea dar, a, folosirea lor. Dar logica nu. asta este că ai... Folosirea mainstream, asta e sub costurile. Logica, și și. logica economică, asta e dumping când vinzi sub costurile de producție. Depinde... Dar cred că și ea acum de definiția ca să-i prindă pe un... Depinde până. de la ce partid e. Zice dumping că e un preț mic, care nu-i convine lui din treaba lui motive, corect, definițional, este că vinzi sub costurile tale. Deci de ideea e că n-ai voie să transfer costuri. Da. Dar nu te de lasă asta. lași la tine. Da. Sau atât cât să poți să... Da. 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 Bun. Bun. Și statul are grijă să nu te lase nici chestia asta. Ca să-ți să bagi A. el mai ure Mă rog. Păi poți să faci eu Ei, Ai, era ca aia. Știi, ști, ști, era... știi ști ce o să faci atunci? Nu o să mai vin și mai mare Dacă prețul era prea mare... E abuz de poziție dominantă, dacă hmm. e la fel de cartel, dacă e sub e Da, Exact. Alegeți. Și răspunsul este... Să... Răspunsul e nimic, da. 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 Bun. Ești uh... nimic, e <laughs> Legi, legi de conservare și de protecție a resurselor. Protejăm resursele, nu știu. De ce, de... ce da. argument ar fi mai noi? Uite, un argument mai nou, să zicem. De da. fapt, nu e al lor, dar pe ăla. E, bă, de ce să credem că generația viitoare e așa de amărâtă? Poate nu este niște sărăcii care lângă E un argument puțin adus. Eu pe la Murphy l-am De ce să credem că ea peste 100 de ani sunt atât de varză? Da, sau o să folosească tot... Pentru că băi, e clar că imaginea cu care operăm când vorbim de încălzirea globală, cam asta e. Găiesc. Păi știi de ce sunt ăia <laughs> atât de varză? Că deja se observă efectele socialismului în economie, da? A, ale intervențiilor. Că, apropo, de ce ne batem noi capul și gura și cu toate chestiile astea, da? Păi uite, hai să spunem așa. Mm. De la 1900, de la începutul Revoluției Industriale și până mai alaltă ieri, cu toate intervențiile statului, economia a duduit astfel încât, de la generație la generație, a crescut standardul de viață. De la generație la generație. Da? Între altele, criza economică din 2007, care am mai explicat-o cu altă ocazie, tot mâna guvernului a fost. Uite, am ajuns astfel încât avem prima generație care nu duce mai bine decât generația de înainte. Mă refer aici la generația Z. Prima generație care nu duce mai bine decât generația de înainte. Și la Alfa, probabil, e la fel. Trendul a început să se schimbe într-o zonă negativă. Nu ai telefon, nu ai iPhone, nu ai. Nu-ți mai Ai permiți nu -s mai permis în casă. Da, nu-ți nu mai permis casă. Iar netflix nu e un... Iar, iar Netflix-ul... Net, net netflix, -ul, netflix -ul nu ține de cald. netflix nu ține de cald. Ha. Și motivul e ăsta, că intervențiile statului s-au acumulat, s-au acumulat, s-au acumulat, până când au faultat atât de mult piața că n-am mai reușit să genereze. E posibil să se schimbe lucrurile în viitor, nu zicem nu. Dar dacă nu se schimbă trendul, puf. Nu e chestia aia, zicea Rothbard, Keynes, și Keynes zicea pe termen lung tot, toți suntem morți și Rodbart. zicea Keynes a murit și ne-a lăsat nouă termenul lung. Da. <laughs> da. A, da. E așa că răspunsul, de, răspunsul la ce întrebai Costel mai devreme că de ce sunt ăștia din viitor așa de sărmani, Păi poate s-au implementat și niște jvabisme până atunci. Nu, dar ei n-au în vedere asta. Știu că n-au în vedere, o, eu știu, stiu, un trend știu, știu. și în stângism, ăsta un trend în de... contemporan. Ai și un hiperoptimism? Ai, ai o la care okay. îți face, da, ceea ce nu face. Ai și trendul ăsta pesimist. Că omul e cam terminat. <laughs> Eu am o viziune mai uh, înnegurată. Mi se pare că sunt oameni. Ecologismul e pesimist. Ecologismul Ai? e pesimist. Eu, da, zic, eu zic despre libertate. Deci eu trăiesc cu impresia că sunt niște oameni care sunt bolnavi de putere, ca așa sunt ei bolnavi, săraci, amărâți Și să gândesc pe păi ce să ne mai înstăpânim noi. Să deci ne înstăpânim la pe o planetă, e... pe natură. Nu e... Da. Cu siguranță. Că e asta, da. dorința de putere, n-ai o trăsătură umană, problema e că nu le dai peste bot. Trebuie să le dai peste. Așa, nu, da, omul se întinde, deci nu. Trebuie să le pui, trebuie să setezi limite. Da. De la timp, limite sănătoase. Uite, și o chestie mișto pe care zice Rodvard aici, e că de fiecare dată când avem discuția asta de environmentalism, statul e prezentat ca o chestie care. E capabilă să gestioneze perspective îndepărtate, mm. deci să uită pe viitor, să nu știu ce. Iar omul, prostu, prostolul, nu, nu vede decât până ziua de mâine. Vrea mâncare și atât. Adică, cumva, cum să spun, omul care își face, care teoretic, da, să zicem, își face măcar, își schițează un plan de viață de viață, da? după ce faci copii, mai se gândește și la viitorul lor, de exemplu, da? Bă, ăla, femei, droguri, băuturi, mâncare, chestii num, numai hedonism extern, hedonism extrem, da? pe când statul, care până Îngeri. definiție Îngeri. nu planifică nimic peste patru ani, A, da. da, de ce peste patru ani? Păi că să alegeri de aia. Da? Bă, ăla se ocupă pe secole. Înțelegi? Face o strategie pe care o să o respecte secole întregi dacă înainte. Uite, a el nu-și prezice cheltuiele, adică chestie controlată de el, deși ar putea să o facă, știi, și nu. Tot nu e în stare, și El da. îți face chestii de-astea, clima, pe anul 3000. Ok, fă-o când vine vorba de clima pe anul <laughs> 2100, când o să crească, nu știu ce, deja cresc, și bineînțeles că filmulețele alea cu cum a crescut un oraș uh, lângă mare și linia țărmului e aceeași. Te gândești că apa va se comunica între peste tot. Dacă era să crească un pic, mai să vedea. Asta... Pe de -o parte... Pe de altă parte, am uitat ce voiam să zic. Bine, și ca să dau și un contraexemplu la ce a zis Alex, că poate sare cineva repede prin comentarii, nu, că am văzut eu, că știu cum a intrat Marea în Constanța și sau am văzut uh, uh, am văzut acum o săptămână alea din Dubai sau am văzut și așa. Da mă, Marea câteodată să mai umflă. Dar pleacă înapoi, nu se schimbă uh, linia țărmului, decât așa puțin până eroziune, nu prin creștere până eroziune și lucrările anti-eroziune se pot face foarte frumos. Dacă vedeți plaja de la Mamaia anul ăsta o să vedeți ce înseamnă că nu se fac cu cap da? Mă rog, asta e partea a doua Că acolo s-au ocupat privații, nu statul Nu? 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 Nu, nu? s-a ocupat nu? statul, că eu, eu, eu <sus> nu știu cine a fost incompetentul ăla care n-a fost în stare să planifice de la un an la altul linia țărmului. Bun. Unele practici ale pieței libere spun așa că nevoia de conservare este definită de dorințele oamenilor vis-a-vis -vis de preferința lor între termen lung și termen scurt. Și atâta vreme cât îi lași pe oameni să decidă, ce o să iasă de acolo e cel mai aproape de dorințele lor. Nu, dar ideea e că sunt ignoranțe. Sparg totuși, Ce avem? Păi mai avem, nu știu. în încolo. Arde. Arde în 2-3 ani. Din ce statul zice, nu e bine. Mai puțin petrol subvenționează, nu știu. Oferă o soluție pe termen. Iar valorile resurselor, aici vă invităm să mergeți la când am discutat din Manifestul Libertarian conservaționismul, lui Rothbard, tot așa acolo discutăm mai pe larg cum se formează valorile unor resurse și care sunt motivările oamenilor de a le exploata sau nu, cum funcționează preferințele pe termen lung versus preferințele pe termen scurt, referitor la valorile unor resurse neregenerabile. Dacă ele sunt regenerabile, cu atât mai mult crește discuția în favoarea pieței libere, mă refer aici la păduri, de exemplu. Uite, la păduri, exact, vreau să zic. scurt o chestie. Am văzut o întreagă emisiune pe la francez, cred că s-a întâmplat chestia asta. Deci erau niște privați care creșteau un fel de monocultură, nu mai știu ce brazi, creșteau ca să exploateze. Creșteau așa, în valuri. Și și-au dat seama, singuri, că și așa, și veniseră niște ecologiști și au zis, domne, aici trebuie să fie diversitate, nu știu de care. Singuri și-au dat seama că trebuie să fie diversitate din cauza că le-a venit nu știu ce un atacator, o insectă, le-a mâncat toată monocultura. S-au uscat pe loc, nu știu ce, și-au dat seama, da, trebuia să fie și extra alți copaci care aduc alți mâncători de, de o mâncătoria aia. aia mă că rog, o, da. o, o, Un echilibru. Ideea este, că și el, yes. ideea este că și el... Ideea el este că și el și-a dat seama, singur, nu trebuie să-ți vină ONG-ul să-ți impună cu puterea statului să faci tu, să păstrezi acolo o diversitate naturală. Whatever. Bine, una dintre erorile pe care le execută conservaționiștii da, și pe care să ați oprește Rodvard aici este faptul că ei prespun că tehnologia e fix. Yeah. Și e evident că nu e așa. În preistorie aveam mai mult petrol decât avem acum. Exemplu. Dar atunci era cam nefolositor. Da, asta e. Că nu știi în viitor ce preferințe A, și rămâne, a, oh, păi trebuie să arde mai mult, știi, am stat în frig. Bun, și cum, cum se instituie guvernul în domeniul ăsta? Una dintre metode este public domain, care spune domeniu public, și atunci este mama tuturor problemelor comunelor. Explică pe scurt aici, ar zice, da, ai motivație să consum cât mai mult. Că vine altul și îți mănâncă să conservi? Ți se pare că ai motivație să conservi? Nu, da. nu ai motivație să pui pomi. Păi nu că am pus trei poze? Nu e, frate, aia nu e motivație, e o prostie. Știi. Sau poate fi o motivație pentru trevengiri milionari. milionari. Nu, lasă -mi să facă ce vrea cu pădurea lui și să vezi că apar păduri. Yes. Asta e. Și exemplul pe care îl dă este depășunarea restului sau a nu Mai știu unde era, în Oklahoma sau unde uh -huh, s-a fost, uh -huh. în care s-au domeniile publice de pășunat sau ras. La, s au demasi de iarbă. Da. Au deșertificat, așa. În da. Mulțumesc. da, din okay. cazul că au, fost, au, de dat de voie, au dat voie, uh, pentru că erau publice, au dat voie crescătorilor să intre acolo și, bineînțeles, că ăștia au fost la concurență care mănâncă mai mult să nu rămână fără față de celălalt. Dar da, da, azi zici ur... că Ui, schimba regula. Bine, furăciunea de la stat tot. Păi Putai. Și, schimbă, și schimbă și schimbă guvernul regula și zice nu, hai, ne nu mai lăsăm la liber, dăm în concesiune. E, și dacă dai în concesiune, ce se întâmplă? Păi tu exploadezi concesiunea, dar nu investești în ea. Dacă păi, e proprietate. E con nu e proprietate, e concesiune asta e greu de vizualizat. Păi deci și nu e mare chestie. Ideea e că dacă nu e lucru tău, nu... Asta e argumentul. Da, nu știi, mare argument, e, <laughs> da. Da. Argumentul stimulantelor, nu e lucru tău. Și nu e lucru tău. Asta e și problema cu curăciunile uh -huh. Nu e al tău. Deci celălalt trebuie să acționeze rapid. Că el nu <laughs> se mai întâlnește cu funcția asta. El la, trebuie să tragă cât poate. Dacă era lui, uite, mega imajul, ia lor de la mega imaj. Ia gândesc pe termen lung, de ce că... Da, ia lor. Așa și cu pădurile. Asta e problema și cu pădurile. Nu e atât. Plus că ți-e și frică, știi? Zic ăștia, păi uite, au tăiat după Revoluție. Păi, cred că la unii exista și e frica, frică. De unde știu că nu mi-a... -mi da. sau nu dau regulă să... -ai ave să mai aveți mai taj. Bine, și foarte scurt să repetăm. Deci, dacă cineva își face probleme că în urma unei tăieri la ras ar apărea externalități negative pentru chestii din jur asta e foarte clar, mult mai bine apărată de o proprietate privată, nu? Lumea libertariană, în care tu te aperi, mă, ăsta Acă, s da, s-a scurs terenul peste mine. Da, deci daune, asta e mult mai clar. Ori ăla își face asigurare, ori plătește daune foarte mari. Bun, și de ce e monopol? Întrebarea este de ce e monopol? Păi, scoate sau, bun, mai sunt și alte, mai, mai sincero, doar, Rodbard de aici, despre practica de a Pune pământul deoparte în rezervă, Ca și cum îl punem deoparte. Pe ăsta nu-l folosim. ăsta e pământ pe care nu îl folosim. Păi ok, ai scos pământul din circuitul agricol. Nu ți, se Am pare că, nu, nu ți se pare că întărești valoarea pământului care e deja deținut în proprietate? Poate unul le folosește. S-ar <laughs> putea să fie și asta. să so, fie că uh, problema de? Care era de? ce crește? Deci, care e Dacă tu, stat, zici, protejăm pădurile, nu se mai taie, nu, nu mai dăm păduri, nu mai vindem păduri, le ținem că ale noastre, ale poporului și le ținem să avem la noi grijă de ele. ne uităm la ele. Da. Nu le lucrăm. Păi ce înseamnă chestia asta? Asta înseamnă că oamenii care deja dețin păduri în proprietate privată, doar ce le a întărit valoarea doar dacă ce le-ai întărit valoarea și să, îi protejezi împotriva concurenței. Dacă poate. Dacă poate, dacă poate să o exploateze. Sau i-ai scăzut valoarea că nu mai poate da, el să o exploateze. Dar da, da, nu, nici nu mai investești. Asta e ideea. Da, și nici Bine, ai nici ei nu zic, hai, că nu mai aberați. Că le tai răuținu și le tai cu cap. Stim? Da. da. <laughs> sigur Adică nici <laughs> ei nu le țină. Da. A, da, asta era punctul alt de-a Deci dacă e să ai o problemă cu furturile, Problema sunt furturile. Nu, nu în asta pe. Pă, păi, munții sunt ai noștri și mie îmi plac munții și deci absurdul, să nu. Furtul, extragerea, vezi, e perversă asta socialistă. proprietatea legitimă, că noastre. Furtul. cineva Da, de, multe ori m-am gândit la chestia asta. Deci noi ne chinuim să explicăm niște lucruri ce e corect, ce e bine economic, ce e etic. De foarte multe ori, problema e între stânga și libertate, problema de multe ori este fundamentală. Deci oamenii aia pleacă de la o altă premiză. Deci, Al, deci apropiet. Deci eu visam un... că poți să te înțelegi cu mă, să problema. respecti vecinul. Pentru ei nu există vecinul, pentru ei există societatea sau cu totul altceva. Ah. Deci pleacă din altă parte cu discuția și atunci nu poți să te înțelegi. Nu poți să plece de la individ, dar dacă stipulează proprietate colectivă, degeaba, da. degeaba discutăm. <laughs> ok, da. un individ și ce să facă? Păi periuța lui de dinți și tradițional proprietatea particulară. Nu să e cum e și te asta, uite, la încălzirea globală, omul, nu, omul nu vede. E ca o picătură chinezească, pic, 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 mm -hmm. și deodată catastrofă, știu, 100 de ani. Uh mm -hmm. Și argumentul deodată e... Deodată, 100 de ani. Da. <laughs> Peste 100 de ani. Peste 100 de ani, pac. Sau un Vezi, uite de la... cf știi, Nu funcționează așa. Adică sfeurile alea sunt sfeurile alea, dar lumea, planeta, vremea, tot nu funcționează așa. Adică nu poți depista agresiunea. Rodbart ar zice, ok, dacă mergem după Rodbart, păi agresiunea. Păi nu fac agresiunea Ca și cum am fi legat la oi. Dacă respectăm strict criteriul Rodbart, amenințare iminente. Și zdrang din ce un birocrat Bruxelles vede chestia asta, știi? E mai ce are ceața pe ochi. Da, iarăși <laughs> e perspectiva aia de care vorbeam un pic mai devreme. El nu vede dincolo de pișcotul care se termină în 5 ani, că ăsta e la Bruxelles 5 ani, da? da. Problema e cum lumea proastă alege păștia, știi? Că răspunsul lor poate Pentru fi. că le pasă. <laughs> nu, nici prin vot, da, le pasă. Nici prin vot, că nu vezi efectul, știi? Deci ca un prost ca votant, știi? Nu vezi pericolul să zici, vin ruși rușii, votează pe la antiruși. ruși uh -huh. Acolo e top, pac, pac, pac. Ce vezi? A, păi mai pune și niște clipulețe pe ne, ne speriem. Poate. da, mm, dar zici că omul e prost. No, tot nu se sperie, știi? <rătruță> da. <rătruță> dacă, e să fie, atunci e tot timpul. E da. contradicția de care vorbea Mize, știi? Că... Mă rog, o soluție poate fi. Da, cu niște proști ale gunii deștepți să scape de la astea, știi, nu? <laughs> Un răspuns poate fi. Răspuns pro să zicem, ar fi că păi experimentez cu cola, chiar dacă nu știu cum se face. Beau și îmi place și nu La vot? Da, cum experimentezi? <laughs> <Pe dacă> nu... <laughs> vezi, pericol? <laughs> ba da, poți. Zici că se falsifică peste 100 de ani. Știu? Când vezi... A, da, nu, că nu nu, nu mai apare, vezi, nu, Auzi, nu da. mai vezi că nu mai, mai, mai vezi. De, de. Deci dacă, deci dacă votul ar fi, ba da, da, vezi dacă nu ha. e Astea. Asta uh. mergem pe libertariani uh. și atunci explodează, știi? Cadie Cad. dacă tot e bun votul, și trebuie să, că logica trâmbă impune chestia asta să alegem un om, pe păi atunci hai să alegem oameni per per subiecte. Aceasta, mie nici nu, sunt. Nu, nu, deci să nu mai vină unul cu pachete ăla să se ocupe? Da, alegi? Doar premierul e plurie da. Deci disciplinar. la nici măcar nu-l alegi. Da, exact. Great. Da. Uh, bun. Și mai zice Rodbard aici de ceva ce am mai povestit: că în 1903 cei mai mari lobbyiști pentru actul de conservare a pădurilor erau deținătorii de păduri în proprietate privată. De ce oare? Păi am vorbit oară de ce oare. Următorul. Patentele. Și aici nu ne referim la clești. Am mai vorbit. Ah, am vorbit în episodul. Da. Ah. Da, eu am avut niște remarcii. Nu știu dacă mai aveți ceva. Păi, mai remarca mea era că asta. Aici. Poziția lui Rothbard era că nu te lua de ăla care a făcut independent. Dacă Vali a descoperit țarea, primul, eu o descoperi independent, deci nu am fra de la el. Ideea, ca să zic așa, am văzut când repara niște sare. Și... Să hai să zicem no. roaba. Na. No. No. Ideea lui e să-l lași în pace pe la independent ar fi o greșeală. Fel de monopol, știi, ca el să nu mă lasă. Știi? Altfel doar cred că e propatent. Și și contra eu nu sunt. Contra, -argumentele, da, e... contra argumentele ar fi așa. Domne nu să face research, contraargumentele cele mai clasice, da? Mm. Nu să face research în development dacă nu poți să-ți protejezi. Investor development. Mm -hmm. Păi. Poate, dar nu rezultă neapărat. Adică, în primul rând, singura. Nu, nu atât de mult. Singurul fel de a stabili dacă s-au alocat corect, de fapt nu e vorba aici de research and development efectiv, ci e vorba de capitalul pe care îl bagi în procesul de research and development și nu avem știi cum s-au, dacă s-au uh, alocat corect resursele, decât în contextul în care piața ar fi fost liberă, că atunci s-ar fi alocat conform cu ce ar fi vrut oamenii din piață să se întâmple dacă vine guvernul și introduce tot felul de restricții care prelungesc artificial rentabilitatea unor developmenturi, da? atunci crește probabilitatea ca unii să vâre mulți bani în ele da? și resursele să se aloce. ineficient. Nu, da, pot spune invers, că din premiza patentalistă, să mai puțină cercetare, că e -a să, nu mai, vorbim ca exact. din -a să nu mai vorbim de reversul uh -huh. medaliei pe care l-a zis Costel acum. Dacă uh -huh. eu am patent la ceva, și aici trebuie să ne uităm la industria farmaceutică, acolo toată lumea știe despre ce e vorba, că eu am patent la ceva, păi nu să se apuce altcineva să încerce să mi îmbunătățească produsul. Știi de ce? Că eu pot să l îmbunătățesc imediat, repede și renuiesc patent după șapte ani. Nu, mă gândeam la altceva, că Lena, știi, adică da, da. tu stai, din de faptul păi... că ăla n-are voie să facă asta, știi? Păi eu asta zic, că tu, ha? șapte tu, an... nu mai... tu, tu, ai patentul și șapte ani de zile stai liniștit. Nu știu dacă sunt chiar șapte ani, i-am scos un pic din bur, dar mi se pare că am auzit numărul ăsta la un moment dat. Da? Tu șapte ani stai liniștit. De ce stai liniștit? Păi nimeni nu poate să te concureze, că dacă vrea cineva să scoată o aspirină mai bună, îți încalcă patentul, deci, nu are voie. E o barieră da? de intrare. Deci nimeni și nici tu, eu lasă mă gândeam păi de și tu, păi tu nu nici ai avea tu. de ce să-l îmbunătățești, că tu iei banul oricum. Și peste șapte ani îl mai îmbunătățești un pic, mai schimbi rețeta acolo și pac, îl patentezi iară. O, deci capitalistul, ca să fie sălbatic adevărat, pe lângă că e lacom, mai e și leneș. Deci dacă, <laughs> deci dacă vrei să beneficiezi de pe urma lăcomiei lui, nu-i subvenționa lenea. Dar argumentul nu e așa de pervers, e un argument de stimulente ăsta, că ai mai puține stimulante să... Să inovezi. Să... Da. da. Nu, că nu e bani, știi, dacă eu inventez dinuș și va mea mi-a luat ideea, nu nimic și nu mă nimic. Sau fac, nu știu, adică e un argument de stimulante, nu e așa de... Adică așa cum aplici la o locuință, știi, sau la altceva, de ce nu ar funcționa aici, știi? Că ea nu mai bagat de bani. Huh. Asta e discuția economică. Discuția etică e legată de proprietatea, proprietatea asta, ideilor, ideilor, știi, cât e de validă, știi, de legi. Proprietatea asta, ideilor. Ce o idee, știi? Ce o femeie, știi? <laughs> <laughs> idee. Dacă o admitem, eu tind să cred că au o dreptate. Dacă admiți. Patentaliștii, da. Dacă admiți. Da. Că multe discuții în zona asta. Multe discuții. Uite, n-am făcut. Trebuie să facem și Dacă e o vedetă în... Lumea asta a și convins e multă lume. Adică nu e... Argumentația lui a părut foarte convinsă Încă sunt convins. Și argumentul... <laughs> nu e un defect. <laughs> <laughs> Sau Vine e... Argumentul... Mă rog. îl... Sau punctul lui de îl plecat. un pic și rotbat aici. Punctul lui de plecare e... Dacă la discuția cu hope, cu resursele, că uite, de ce facem norme? Bă, rog, ideea lui uh -huh. De ce facem norme? Păi să nu de conflicte, să nu avem conflicte. Uh -huh. uh, unde mi se pare că e un non-sequitur la chinserea, el zice avem uh, conflicte numai dacă avem bunuri materiale. Nu e adevărat. Uite, avem conflicte pe... Și dacă nu avem bunuri materiale. Uh -huh. Ne certăm pe idei, știi? Uh -huh. uh -huh. Nu că e ideea mea, știi? Adică o generalizare acolo. Peste Domnule, de ce avem nevoie de o ei? Să nu avem conflict, să nu avem conflict. Să rezolvăm conflict, să abordăm conflicte. Păi stai că la astea materiale, la astea imateriale, nu avem conflict. De ce? Că sunt inepuizate, de se uh -huh, uh -huh. Nu ce. Păi uite că avem conflict. Intervin eu în premiza doi argumente. Da, avem conflict necercăm. că sunt unii în cauza invidiei. Nu contează Idee <laughs> că avem conflict. El zicea că nu ar trebui să avem Așa poți să ai conflicte și la <laughs> ca să frumoasă. are <laughs> <laughs> Și la alea materiale, știi? Dacă eu îmi fac prima casă frumoasă și nu mai aveți voie 15 ani sau cât sunt patentele, să vă faceți voi case și frumoase. Și nu ne e clar. E o chestie convențională. Poate intră în mm. zona aia de com... răspunsuri. Mm -hmm. Eu nu simpatizez cu tendința asta să mergi prea mult în zona convențională. Da. Poate fi, depinde de o convenție, eu zic că nu. Nu. Nu, rămâne valid chiar dacă toată lumea e anti, pro. Eu cred că poți să faci nu, o nu grămadă de chestii. sursa legitimității. Cred știi? că poți să faci o grămadă de chestii convențional, în păi mod și convențional. Și poți spune, uite, pe ce idei, ce idei patentăm? Știi? Ideea acestui pahar o patentăm, teorema lui Pitagora, știi? Eu discuție, știi? De ce aia și nu aia Sau nu nimic? Poate redreptat în chestia final, poate, nu știu. Eu cred că poți să faci o grămadă de lucruri convențional, altă vreme cât nu agresezi, pe când NAP, principiul non-agresiunii se verifică pur și simplu. Mi se pare că se verifică. Ce ziceam eu? Dacă sursa legitimității e convenție, pe orice și canibalismul și nazismul e. Da, că așa am lumea, da, așa e. Mi se pare că răspunsul libertarian e că nu. Nu e convenția, îți validează. NAP îți validează convențiile, E subiectiv, chiar dacă e subiectiv. Bun. Francize și utilități publice, ce înseamnă francize, sunt concesiuni din ce am putut să-mi dau seama din asta. Utilitățile publice vin de la faptul că, mă rog, deci, toată premiza pe care se face argumentul ăsta este guvernul are în proprietate străzile. Nu, no, ce să facem? <laughs> da, și ai o limitare Mi, din Bine ați venit în libertarianism. Ai o, ai o, resursă limitată, spațiu, și atunci trebuie să, să, ocupe cineva de distribuție gaze, de exemplu. Nu tragi șapte rânduri de țevi, trebuie să fie unul și atunci ai, îl dăm lua la concesiune. Dar de ce să nu tragi șapte? Da, când am citit Mises, mi-a venit ideea asta, știi? Tot așa și miză, Doamne nu o să tragi în o cale ferată. De ce să nu tragi încă o Ba chiar știm din povestea <laughs> lui Rodbar că la început ei și-au tras șapte căi ferate paralele. Mă rog, și mai mult singure au ajuns la concluzia că e mai bine să se înțeleagă, să le folosească, că pământul da, da, e mai e o util altfel. Poate în care ăștia nu se înțeleg. Nu știu, ăla e arab, ăla e evreu. Nu, bă, nu, eu nu vor să, să, să niciodată, știi? Și să-și tragă paralele, exact. Nu te-ai pus eu pe Eu vreau să iau tot. Nu vreau să îmi par nimic. Să, yeah. fuziune, nu. Eu vreau să iau. vreau să-l parimentez pe laște. Da. Cu prețuri de dumping. Da. <laughs> pe scurt, sunt efectiv. Discutăm aici de niște monopoluri acordate de stat. Efectiv, monopoluri acordate de stat. Mai zic o dată pentru aia cu legea antitrust după urechi, efectiv monopoluri acordate de stat. Nu se poate, adică ce să faci, dar tu stres, nu? Asta și e, are e. toate, dar toate caracteristicile monopolului. Prețul e pus discreționar, cererea e inelastică, tot. Consumatorul, pe ultimul loc. Da, da îi pune prețul, dar vine, îi vine pune statul de și de limita de preț, da, ca să zicem ca să facem o treabă. <laughs> Bun. Dreptul de eminent domain. Expropriarea de interes public. Aici, de exproprierea de interes public este, din punctul de vedere al lui Rodbart, poate cea mai drastică intervenție, pentru că, dacă ar fi să o generalizezi, nu mai există dreptul de proprietate. Conscripția. Omul este expropriat de interes public, e luat să facă ceva și aici îi sunt luate bunuri. Nu. Pe aici trebuie să treacă, pe aici trebuie odată un drum. Pe aici trebuie să treacă o șosea. Ce dacă v-ați făcut case și voiați să stați liniștiți aici în mediul ăsta în care v-ați înțeles între voi că nu ți-ai cumpărat priveliștea, da? dar v-ați înțeles să fie în regulă. Nu, dintr-o dată pe lângă tine o să treacă o autostradă. Good luck with that. <laughs> zice Rodbard aici apropo tot cu dedicație, zice Rodbard aici că mulți dintre avocații pentru Eminent Domain spun așa că societatea în ultimă instanță are dreptul de a folosi orice pământ cum crede ea de cuvință pentru scopurile ei. Societatea, vezi? Și răspunsul dat exact de Rothbard, pe care mă aștept să-l înțelegeți dacă nu-l înțelegeți nota 2, spune așa Societatea nu există ca entitate. Este imposibil pentru un individ să-și transfere drepturile pe care el le-ar le avea de agresiune asupra că al cuiva ca parte a societății. Nu sunt, sunt indisolubile, ea în sine, ca entitate, nu poate să existe, nu poate să acționeze. Prin urmare, nu poate să aibă priorități. Prin urmare, nu poate să aibă dorințe. Am mai zis-o așa Și cum... rezultatul mm. rezultatul, in, inexorabil, este următorul. Proprietatea asupra Pământului, în loc să fie a tuturor, ajunge a statului. Mm. Sau ajunge mâna indivizilor, oligarhi, pe care statul îi împuternicește. Punctul de dinauri. <gălători> În care. Dar mi-l concesionați mie, cât? 99 de ani. la cuidat. Scurt, să mai zic o dată chestia asta. Deci. Dar ce este societatea? Păi, mi se pare că așa cum observi. Că există o familie, dar un cuplu se formează, observi, mă ăștia formează un cuplu. Da? Așa poți să observi o societate. În familie te uiți ce obiceiuri au. Cu tare obiceiuri. Și o societate, zici, societatea românească este cumva. Dar ea nu ia hotărâri, ci poți să observi după ce se întâmplă lucrurile. Da, vezi au, sunt mai darnici, nu? Că românii sunt darnici. Ce mai e în societatea românească? Sunt frați cu codru. O foarte regredă asta. Da, exact, nu știu dacă norvegenii zic, noi suntem egoiști. Da da, 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 da. Plecați. Asta cu ospitalitatea. Păi ce cu prețurile alea mari? Yes? Ok. Yeah. Da, cred că e un arhetip. Am auzit la cineva asta. Da. Că toți cred că sunt ospitalieri. La... Toate națiile. Nu, dar bine, era români chiar sunt mai ospitalieni. Adică zici, zici dacă el vețenic, asta de Nu, <gânt> dar la români zici nu mai mănânc. Mai mănâncă că știu eu că ți-e foame. <gânt> asta e extra. Mie mi se pare că a căzut argumentul ăsta mai așa puternic. E ăsta cu, adică da, da. a internalizat mai internalizat individualismul individualism, metodologic. Așa. Problema e te bas cu majoritatea. Cu asta uh -huh. ți se scot ochii, nu că ai tu un spirit hegelian sau voința națiunii. Majoritatea. Că... Majoritatea. Noi. Noi. Noi, noi majoritatea. <laughs> Lasă că am avut discuții pe, spirite, <laughs> pe spiritul societății recent și culmea nu noi erau sunt. stângiști. Da, <laughs> dar trimite tot la... Tot la... Da. Și chiar dacă e conservator, tot, tot așa trimit la o majoritate. Bun. Yes. Pe scurt, mita. Șpaga. Mita funcționează. Da. Și care e, provocarea, scuze, care e provocarea la asta? Pentru că, uite, și noi existim. analizam prin facultate relațiile exact, astea, asta, știi. Tendința era să zice așa, un individualism un metodologic se cuplează mai bine cu ideile liberale. Un organicism, un nu știu ce, se cuplează mai bine cu ideile socialiste, uh -huh. care nu știu ce. Întrebarea e, chiar așa. E, știi? Uh -huh. Poți avea o chestie big brother-or, care să accepte individualismul. Da, există doar individ, nu există. Lasă-mă câmpenii cu patria și neamul și nu știu mm -hmm. Și poți avea organiciști, deci ăștia ca să vadă... Suntem ca frați și nu știu să fie liberați. Mm -hmm. <laughs> înțelegi? Mm -hmm. Istoric, da, e o întrebare. De ce? Că nu e, un, e o chestie de contingență istorică, nu e o chestie necesară, axiomatică între mm -hmm. înțelegi? Deci că individualismul duce la... Nu! De a zice ca, că ca e totuși... dovadă că leftismul ți-a internalizat individualismul. Nu, nu cred că internalizat. Ba, da. atâta l-a internalizat. la cu... o majoritate de indivizi. Atâta vreme cât leftismul lucrează în continuare cu clase. Și aici mă refer la leftismul pur sânge. Nu cred că la a individualizat. Da, adică de inter... intersecționalități... Da, da, pe interse... pe atunci când zice de... Nu! N-a ajuns până la indivizi. Pentru că teoria actuală a leftismului de jur este teoria intersecționalității. Da, de ce ai zis? Sti, sti, transgender e, 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 mai, e, mai, Nu, nu e. A este da. un, e nu comunitatea, comunitatea. E comunitatea de transgender. LGBT, da, da, LGBT. Da, chestie, nu, e, nu e chestia aia de secol XIX, știi? Nu, e, nu mai e. Voința națiunii, știi? Nu, Ea acum există niște... cumva, chiar dacă nu există români. Știi? Da, da. Chiar <laughs> Dacă dai peste un transgender care cumva vrea societate, vrea norme binare, de gen, mm. da? Îți sar toți în cap, acel transgender nu reprezintă transgenderii, da. este un, are, suferă, de, suferă <laughs> de misoginie internalizată, <laughs> da, da? Și e de fapt, își urăște frații. Da, clasele, yeah. clasele sunt formate în indivizi asta vreau să Clasele sunt formate în indivizi. Iar transgenderul poate fi tocmai o Clasele a lor. Cl Clasele -o. sunt atât de formate de indivizi încât în, în California leftistă, victoria lui Gavin Newsom asupra lui cine, cine Larry Powell, da la ultimele alegeri pentru, pentru guvernatorul Californiei, Larry Elder, scuze, nu Larry Powell, deci victoria unui alb. Copil de bani bangata, împotriva unui negru, a fost o victorie împotriva supremației albilor. Da? da? Deci. Bine, dar el deci ai... că Larry Elder era exponentul supremației albe. Un, 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 un om negru crescut în sărăcie, făcut prin forțe proprie, ajuns. Cu... Da, da. da. El era, uite, supremez celălalt da. alb. înțelesese mai bine. Da. În așa în cap, da. Mă rog hai înapoi la mită. Mită? Păi ce să zic? Despre mită. Cum e asta un uh, monopol? Că nu poți să scapi de funcționari și trebuie să le dai mită? <laughs> în condițiile în care... Deci, Orodbar spune așa, pune deoparte cazul în care mita e defensiv. Pentru de, dar zice așa, e posibil ca mita în sine să fie dată ca să prevină accesul altora pe piață. Deci el spune, așa, el spune în felul următor, mita în sine reprezintă coruperea unui oficial da, pentru a restabili cumva accesul de piață. Da? Deci vine guvernul și zice, n-ai voie, tu îi dai ca să te lase. Da? Asta ar fi o mită defensivă pentru că merge în direcția de a restabili situația de piață liberă. Dar poți de asemenea să-i dai mită, să-i spui nu lași palții. Pa și atunci ar trebuiesc, fi... Ce vezi în filme că fac mafioții cu polițiști. Și atunci ar fi generatoare de, de monopol. Yes. Ai mită defensivă și mită... Agresivă. Agresiv. Mm, una blochează o agresiune, dau bani la un mă lasă în pace. O vindeam pe stradă. Invazivă, spune aici, așa? nu agresivă invazivă, da, dau să pe e tot un Da. peste ea, ce fac Cazinouri? Păi doar eu vreau să am cazinouri aici. Yes. găsiți le ceva. Nu dăm papură. Uite, eu mă întrebam dacă spaga la doctor și... Nu știu, cred că reflexia mea că nu e niciuna nici alta. Pri... nici nu blochează o agresiune, știi? Dacă e defensivă sau... Spaga la doctor. Știi? Privită din punctul ăsta de vedere, știu, și eu mă gândeam exact la asta. Uh, de ce nu este, eu eu aș spune că nu o putem categorisi. Nu e de, defensivă de, pentru că n ai un drept la chestia aia. Exact. Deci nu e defensivă. Dar nu e nici ofensivă că nu, pre, nu, da, nu, nu, nu induce o situație da, de monopol. Da. Ci, și tai gâtul Și ceea ce faci tu este să completezi, să apropii din punctul ăsta de vedere dacă vrei să spui te apropie de piața liberă sau te depărtează de ea. A zice că te apropie. În sensul că apropie prețul serviciului. Prețul de pe piața liberă. Sau menține monopolul statului? <laughs> menține datismul. Și așa te distanțează. Conservă. Conservă, dacă tu îi dai șpagăle, pot rămâne sistemul. Ai oferit o soluție, știi? Asta pe, asta pe termen lung e ca și cum ai spune că dacă ești dispus să plătești droguri de pe piața neagră, în loc să militezi pentru legalizarea drogului, conserv monopolul statului. Adică are același efect. Dacă tu yes. îți cumperi droguri de pe piața neagră și nu-ți bați cap cu acțiune politică de a legaliza da, drogurile, îți da, le, da. conserv monopolul da. statului. Păi, păi nu că dacă <laughs> îi pune corupția sau Hai să, că să -o... aduci niște apuri. care chiar elimină corupția, pică sistemul. Să alegi praful. Auzi, da, vali, da, ai putea să te gândești că prețul, în loc să se apropie de piață, având în vedere că ăsta are un, e în poziție de, de monopol, nu e tot ala, se apropie. Din contră, ăla este completarea la prețul de monopol. Uh, da. da, așa e. Ai dreptate. Adică de, de că... ce trebuie să-l plătești? Că altfel nu face. Și într-un fel e defensivă că îți trebuie serviciile alea ca uh. să go on living. Și atunci, da, completezi mă Să și de piață. Că el ai, beneficiază tanii. de pe urma monopolului, așa este, dar te Paribus, dacă ar fi atâția oameni pe piață, dacă piața ar fi restrânsă la atâția oameni, poți să spui și că ăsta ar fi, de fapt, prețul. Adică... -are sau, -are a, cum să fie asta. Sau... A, a, sau a, sau, a, sau, a, sau da, în direcția -ai -a aia s-ar duce. Da. Automat, cred că va fi mai mare, că tu oricum ți-a ți luat bani, statul ți-a furat bani. sau stat, un monopolism mai pervers îți ia mai mulți bani. gândește că și el... E corupt. De ce e mm -hmm. corupt? Pentru că se abate de la regulile oficiale, știi? Mm -hmm. Bun. Politici de monopol. Nu vorbit despre asta. Zice, bă, toate sunt politici pro-monopol. Zice, Rodbard spune așa că opinia americană a fost tradițională împotriva monopolului. Adică și a spune că peste tot, știi, se știe că monopolul e rău. Deci uh -huh. nu știu dacă e cineva care zice, bă, monopolul e bun. Și de ce e bun că știu că am de unde să iau? Păi, măcar ăsta ar fi ar suna ca un mini argument. E prost, dar măcar ar suna ca, un argument dar nimeni nu spune nu, asta. sau că te eliberează de angoasa alegerii. Și da, okay. că e un magazin și acolo te. Da, <laughs> da, da, da. Dar nimeni nu spune chestia asta. Și totuși e zice Rodbar că e absolut pe lângă faptul că e inutil, dar e absolut ironic că ți-ai găsit fix guvernul care e un monopol să se lupte cu monopolul ca ca idee și singurul fel one to no one. Și singurul <laughs> fel în care el poate să se lupte este să, interve, să intervină să, să, invadeze relațiile de schimb între, între oameni bine să putea fi la ba da chiar îți oferă da, e rău, Putin, dar te apără, nu știu cine știi, sau e rău. Alegeți al Dacă te invadeze niște extraterestri. Da. <laughs> și mă gândesc că un răs... Cred că unul zicea din gen Gordon, zona Mises. da, într-adevăr, îți oferă security și... Și dacă revenim la discuția noastră pe apărare, nu putem vorbi că îți oferă security. Da. Că satisface preferințele. Da. Și... Adică tu te-ai grăbit. A, stai că și Nu, nu, nu. Nu-ți concedi nici măcar asta. Deci, a, mai apărat. Într-adevăr, mai agresat. Mi-a luat banii în taxe, dar da. mai apărat de dăunătorii externi, știi? Nu. Nu era asta preferința mea să... Dacă, Dacă mai forțat, înseamnă că eu vreau ceva. Da. E ca și cum ai zice la un viol, violul îți bifează... Bifează preferințe sexuale, știi, ale... Una e că e posibil, poate n-are niciun fel de preferință sexuală, mm. omologul pacifistului. Alta e nu voia cu tine, știi, că da, e viol, <gătă> știi. Da, da sau, <gătă> sau creșterea <gătă> populației. A speciei. Și locul în care se pic, pică chestia asta cu politici generatoare de monopol, se fa face o referință aici că statul. E o poziție pe care am mai auzit-o în trecut de la libertarieni, ce obțin și eu la un moment dat, mă gândeam în ideea asta. Statul, prin legea de încorporare, prin recunoscând legea răspunderei limitate ca atribut al corporațiilor generează cumva uh, un privilegiu uh, față de ceilalți oameni din punctul ăsta de vedere și el uh, zice că mi se pare la un moment dat în, uh, pentru noi în For a New Liberty Aduce aminte de chestia asta atunci când venea vorba de datornici și de felul în care a evoluat legea contractelor în, în, în lume. Dar aici spune așa că ăsta nu generează privilegiu față de ceilalți oameni pentru că Până. ești liber, pentru că ești liber să, nu, da. să, să nu interacționezi cu corporații. Interesant, foarte modernă observația lui că încă sunt discuții în dacă e sau nu e. Respond. Și poziția lui te se pare că e și da, surprinzătoare. Că să vechi zic că, da, știi? Da, da, și anii, deci anticipa ce zis, la m m a anticipat peste nu știu câți, câți ani, 70 de, de ani. Poziția lui e că tu ai anunțat, eu nu răspund decât cu <coughs> atât. <Poate> cu atât de răspund intri, faci afaceri sau nu? Înseamnă că ai acceptat, a validat chestia aia. Da. O deci, Poți să încerc bani după aia, am zis eu că răspund. Deci uite, vezi că comunicarea e foarte importantă, am mai vorbit mai devreme de simboluri la extintor, la capcana de pădure. Și aici, dacă ai anunțat că clădirea mea nu are evaluare de teism, intri sau nu intri, treaba voastră. Nu, nu trebuie să vină nu, urbanismul. Nu, trebuie să aibă evaluare și dacă nu trece să pună bulă pe ea da. ca tu să intri sau să nu intri. Da, the same, same, exact. <laughs> nu stau și dacă nu, -ți uite, ca de tavanul în barul ăsta, așa e conceput ca de tavanul. Mm -hmm. dat acolo. cu riscuri, risc. <laughs> e wow. Atenție, <laughs> cadă-te în cuiala. Ah, da, atenție, ca. Ah, deci pune și tatu. <laughs> Da. Bun. Și mai sunt două apendixuri prin care o să zburăm. Că deja ne-am întins cam mult. Private coinage, monezi private. Uh -huh. Și argumentul e, băi, dacă păi monezi, nu o să mai știe nimeni ce să se strică banii, se fac, se dreg, să nu știu ce. Nu. Ceea ce avem astăzi la falsificatori, li se va aplica alora care emit monezi proaste uh -huh. pe piață. Direct. Aia care emit monezi proaste o să piardă, aia care au grijă de stabilitatea monezilor o să câștige. Păi nu, că dacă nu le face, dar cum o să facă statul, ce o să fie, o să te apuci să testezi fiecare monedă, o bagi în gură, o măsori ca să vezi dacă conține greutatea în aur, să presupunem că da, avem bani aur, sau cum, cum, cum o să se desfășoare chestia, să fie foarte complicat. Și trebuie statul să vină să certifice, ca toată lumea să aibă încredere. Așa la ouă, învârși, să vezi dacă și, e. Și, și, și Rothbard spune așa, sunt deja astăzi industrii private în care se lucrează cu chestii mult mai fine uh -huh. și nu e nevoie de certificarea statului. Aia cum se descurcă? La <laughs> diamante, de exemplu, cum se descurcă? dar răspunsul poate fi chiar și la tupeis. Da, fă și asta, îl duci să vezi dacă are. Da. Așa cum un tablou. Da, așa cum atunci, exact, așa cum când e un tablou, îl duci la evaluat să spună dacă e fals sau nu. Da? Și tablouul când se vinde, după aia se vinde cu un certificat de la casa aia de evaluare, tot așa, pe monezi o să apară niște case de valoare selectate de piață, că toată lumea le se pare că sunt mai pe sistemul reputației, uh -huh. da? Și o să folosești monezile care au reputația cea mai Ai bună. Ai încredere, nu mai stai să... Dacă știi că valie e serios și nu știu, nu mai stai la fiecare asta. Așa cum te duci în Mega Image, au luat dacă pâinea ta e. Ui, să mai întâmplă, mm. apropo. <laughs> mai întâmplă să cumperi de Mega Image și pâine care e un pic trecută sau... Hey. Sau altceva, da? Asta e. Ori îți asumi, ori te duci înapoi și o să-ți iei banii înapoi. Întâmplă de toate. Bun. Părciție și Lebensraum. Asta... Păi știți ce a vrut să zică poetul. Nimeni nu mi-a aflat. Eu mie, mi s mi sabă că o referie la miză și are miză scăzută. Cartea Government. Na zins și vorbea de dorința asta de Lebensraum. Spațiu vital. Da, să întindă. Ca cașcavalul prăjit. Bun. Uh, pleacă de la tarife, zici că poate să escaladeze, deci își pun națiunile tarife încrucișate astfel încât nu mai schimbă bunuri. Dacă nu mai schimbă bunuri, nu mai, devin, nu mai sunt atât de legate din punct de vedere comercial, poate să meargă la război, argumentul Bastiat. Ok. Bun, dar un alt argument mai puțin uh, menționat este Lebensraum. Domne, dacă crește populația o anumită țară și nu mai are ceva loc, loc. nu mai are ceva. Uh, noi spunem loc, dar Resurse, Ideea la care face referință aici este de ce a atacat uh, Hitler Uniunea Sovietică, da? Păi răspunsul e în felul următor. Hitler era un bou uh, care n-avea nicio idee despre economie, că vorba era socialist, deci trans e doctrinar aliniat și care căruia i s-au livrat niște proto, niște idei proto-maltusiene de faptul că ca să susții uh, o societate ai nevoie de o anumită cantitate de pământ livrabil. Și cum poporul german îl vedea Hitler ca fiind uh, poporul superior care trebuie să câștige lupta pentru el, ce înseamnă național, social, e o, socialism, rasial, e o luptă între rase pentru dominația asupra pământului, da? spunea așa, ca noi să creștem în forță și să ne putem impune, trebuie să ne crească populația. Argumentul de manpower al tuturor războaielor ca să ne crească populația, avem nevoie de ici Lebensraum. Adică avem nevoie să luăm terenurile fertile de la slavii subumani care sunt la est de noi, recte uh, Ucraina pe de-o parte, Caucazul pe de altă parte, da? Și pentru restul, luați slavi de acolo și mutați Acana, mai spre Siberia, mai încolo. Și noi să folosim, eventual să-i folosim ca mână de lucru, ca să ne scoată recolte, ca să putem să hrănim germanii, pe care după aia o să-i întindem eventual și peste țările baltice și peste ce mai rămas din Polonia până ajungem la, la Ucraina. Asta cu. Deci sunt erau două argumente. Și al treilea argument prost pe care îl avea Hitler era ăsta că Germania ca să continue să fie pe creștere economică, trebuie să ingereze mereu resurse noi. Cantități de resurse noi, și la un moment dat nu mai puteau să mai crească. Adică făceau deja ră, făceau deja comerț cu mult. Deci nu era state. inflație în bani, era inflație în terenul. Da. Și asta a fost motiv, astea au fost motivele care l-au dus uh, la război. În primul rând, pentru Franța, resursele miniere, Alsace-Lorraine, teritoriul pierdut în timpul uh, primului război mondial, și după aia restul zonei de acolo, plus uh, minereurile care se găseau în Franța, resurse noi ca să crească industria germană, și de dincolo, petrol, etc. Ca să vedeți cât de susținerea socialismului el voia să crească, voia să cucerească tot pământul și să crească economia germană care ar fi avut tot pământul. Păi cum măsurai? Cu cine? Cum crește economia? Cu vei vindei? Mă, nu-i. <laughs> da. Ce <laughs> mai da, corect. Cred că contraargumentul, adică, mă rog, dacă încă -am, nu sunt destule găuri evidente în argumentele astea pe care le-ați auzit, ca venind din cura și mintea omului cu mustață, este că, în primul rând, ce caută statul stăpân pe resurse, teritorii, agricultură, este de genul ăsta. Ale Proprietatea e a individului. Ale noastre, depinde ce înseamnă, da, ce suntem noi. noi și răspunsul cu care încheie Rothbard e exact ăsta, că nimeni dar în afară de individ nu poate să dețină drepturi de proprietate asupra oricărei bucăți de proprietate, aici incluzând și autodeținere. Că pământul rămâne relevant, relevant deci dacă te gândești la Ucraina, războiul din Ucraina pământ, până Mm. cauzele oficiale ăștia ale războiului. Vrem să nu Crimea sau pe resurse. Mai există și discuția de da, niște și gaze și... Este... Deci nu e o chestie gen, au loc cu vrem pământ. Nu, apare în Israel-Palestina. Deci cele două evenimente cheie din ultimul ultimul an. fel, Bine, ale mai vechi. Da. Bine, cred că și Ucraina. <laughs> Dar e o chestie de pământ știi, cred că e și o chestie simbolică, Și deci o chestie simbolică, atașamentul de... Da. Bun. Acestea fiind spuse... A, mai, acestea fiind spuse, a, mai are Alex ceva mai de zis. Mai are Alex ceva de zis. Deci, mi se pare că o distinție față de stânga de obicei este că deci, doamne, ei sunt empatici. Dar ei, ca dovadă că au conflicte, ei nu înțeleg de ce au conflicte. Ce mi se pare mie haios este că libertarienii folosesc rațiunea ca să înțeleagă natura umană și în felul ăsta le iese și empatia că îi respectă pe oameni. Yeah, so thank you. Acestea fiind spuse, pentru că asta că Alex Chiriac, am fost Valentin Braceanu. Fizica, fizica, nu vrea să stea, ba da, vrea să stea. Era nu vrea. Cum așa? Noi am fost în Dodi. Vă mulțumim pentru răbdare și atenție. Și vă amintim că stat te vrea sclav. E bine să te gândești și la libertate. Live long and prosper.